pentru toate. Deci astăzi o să stropim varza și ardeiul. A, varza și ardeiul, dar da. Nu o găsesc. Și ce punem? Un plic de mospilan, 20 de grame, 3 grame. Așa. Asta ce e? Fertilizator. Și cât pui? 50 de grame. La câți litri de apă? 6. La 6 litri de apă. Punem puțină apă. Scoatem sita. Și punem fertilizator. Deci. Măsura înseamnă de aici până aici. Asta înseamnă măsura. Și asta e măsura. O de asta. Deci? Și acum punem mospilanul. Asta e praf. Și mai punem în apă. Atât. Niște zahăr. Mâna să dizolv zahăr. Zahărul este pentru a se lipi soluția, apa, pe foile de varză. Dacă nu punem zahăr, nu se lipește la zahăr. Mestecă el. Mestecă. Să mai mestec? Da, mestecă. Se dizolve bine zahăr. Hai, mamă, hai, gata. Acum punem apa cu zahărul. Încet, ai grijă, că te uzi totul în spate. Încet. De 6 litri de apă. Un pachet de mospilan, zahăr în apă și fertilizant. Cam așa. Uite. Și acum o agităm puțin. Pune-i capacul. De la agro, nu știu ce. O mișcăm. Să amestece. De la aia am luat rețeta. Și după aia cu altă. Agităm puțin să amestece soluțiile și acum îi dăm drumul la treabă. Și acum o să stropim ardeiul ăsta mic. Care o să stropim și varza. Vedeți?
am dat cu zahăr, pentru că foaia de varză are un praf. Uite praful ăsta alb. Când ai cu mâna să ia. Ei, ăsta e... Nu reține apa, adică nu lasă apa să se lipească de foi. Și de-aia am pus zahăr, pentru că zahărul știți că se lipește dacă... Dacă se topește, e dizolvat în apă. Și acum o să stropim toată vaza asta mică. Vaza asta. Am pus-o acum, cred că două săptămâni. Și acum să o stropim pentru că deja a venit mana pe ea. Uite astea, musculițele astea galbene, uite, albe. Deci împotriva astea. Și uite asta, uite, e plin aici. Uite. Uite cum a zburat. Și împotriva musculițelor astea. Cred că mana e asta. Ce or fi, nu știu. Și dacă nu le stropești, vor să o mănânce și să usucă. Trebuie să face gen ca aia, galbenă și urâtă, și să usucă. Și da, trebuie să udăm toate firele astea puse de varză acum. Ia uite, vedeți? Musculițele astea. Negre, albe, nu știu ce sunt astea. Că e mană, că e nu știu. În cauza asta le stropim așa de mici. Deci mospilan și fertilizant. Și în apa care amestecă substanțele, puneți și niște zahăr ca să se lipească pe frunzele de la varză. Vedeți, varza asta am stropit-o. Și uite ce căpățână a făcut. Ce mare e. Asta e varză de vară, asta o consumăm acum. Iar asta e varză pentru toamnă, să o băgăm la butoi, asta mică, care am pus. Și vedeți, cu aceeași substanță am folosit și la varză asta. Și uite ce frumoasă și ce căpățână are. Ia uite. Vedeți? Deci soluția e bună. Asta care vă prezint eu, pentru că cu acea soluție am stropit și varza asta de vară. Așa o luăm pe fiecare în parte și acea substanță e bună și pentru ardei. Ardei iute. Oameni buni, cam asta a fost. Sper că v-am fost de folos și v-ați făcut o mică idee cam cu ce stropim noi varza. Varza de toamnă, varza de vară. Și puteți să încercați și voi dacă aveți varză sau dacă o să puneți, neapărat trebuie stropită pentru că altfel nu se face. Cam asta a fost și ne auzim la următorul tutorial.